Ne-am întors. Informația momentului: o femeie a murit după ce a fost înțepată de un bondar. Tragedia a avut loc în comuna Grădiștea din Vâlcea. Loredana Chimoiu ne explică ce s-a întâmplat. Loredana. Bun găsit! În momentul în care au ajuns paramedicii la fața locului, femeia era deja în stare de inconștiență. Vorbim despre o femeie în vârstă de 50 de ani. Apropiații spun că la scurt timp după ce a fost înțepată de acel bondar, a început să se simtă rău. Manevrele de resuscitare au avut, din păcate, rezultat negativ, iar decesul a fost declarat de paramedici. Specialiștii spun că aceste înțepături de bondar sunt mult mai grave comparativ cu înțepăturile de albină. Simptomele apar destul de repede. Dacă ați fost înțepați de un bondar, sfatul medicilor este să vă aplicați imediat comprese cu gheață, comprese cu lămâie și oțet, să beți multă apă, dar să luați și antibiotice. Loredana, mulțumesc!